ziua, dragilor, și bugă la întâlnirea cu profanul. Iată, ora a sosit și Ștefania este pe baricade, gata să începem testul, nu? Hai să facem testul. Deci, tema pentru o clasă acasă, clasa a 5-a. Test. Un test pe care ea mi l-a pregătit. Hai să vedem. Calculați. 5 la 21. Calculați. 5 la puterea 21. Ori 5 la 1. La 1. Noi ne-am apucat de treabă. La 21, 5 la 1, da? Ori 5 la 4. Ori 5 la 4. Egal cu? Egal cu 5 la 21. Da. Plus 1, plus 4. Așa. Egal cu 5 la 29. Exact. Apoi. 7 la 15. 7 la 15. Împărțit la 7 la 5. Împărțit la 7 la 3. 7 la 3, da? Egal cu 7 la 15 minus 5 minus 3. Și egal cu 7 la a 4. 7 la 7. 7 la puterea a 7, nu? Că ai zis... Da. Corect. Practic, dacă îl luăm în ordine, ar fi 7 la 15 minus... face 7 la 15 minus 5 și rămâne 7 la 10. După care, aceea se parte la 7 la 3 și face 7 la 7. Da. Corect, cum ai făcut. Este vorba de un test care l-au avut astăzi. Și să-l facem, după care mergem și la alte chestii. În de 0. Da. 2 la 2. Da. Ori 5. Închidem paranteza rotundă. Da. 1 la 3. Nu poți fi. Paranteza rotundă. 2 la 5. Tot la... Închidem paranteza tot la 3. Așa. Egal cu. 2 la 2 face 4. Deci 2 la a 2. Tu și mulțește aici, da? Da. Așa ai făcut. 4 ori 5, 20 de dată, da? Numai așa, deci 20. A, așa, corect. Deci 20. 20 la 3. Da. Împărțit la 10 la 3. Deci la 3. Și egal cu 10. 20 împărțit la 10. Totul la a 3. Totul la 3. Deci egal cu 20 împărțit la 10. Totul la a 3. Care face cât? 10. 20 împărțit la 10? Nu. 2. 2. Totul la a 3. Da. Și ăsta a fost răspunsul. Cum ai mai fi lucrat tu ieșițul ăsta, Cristina? În alt mod. Știu complet tot sau doar... No, de aici luăm din nou. Deci 2 la a 2. Le luăm într-un alt registru, la, în alt limbaj. Deci 2 la a 2 ori 5, totul la puterea a 3, împărțit la 2 ori 5, totul la puterea a 3. Cum ai mai fi făcut totul ca aici? Cred că aș fi făcut 2 la 2 ori 5, care ar veni 4 ori 5, 20, totul la 3. Uite așa am făcut și la 10, da. 20 la 3. Efectiv facem în paranteza. Așa ai fi făcut. Da. Ca și ea așa a făcut. Eu așa da? Făcut tot așa ai făcut. Dar am fi putut să scoatem pe 2 ori 5. Faptul, zi, te rog. 2 ori 5 în factor comun. Deci, factor comun folosim când e adunare. Deci aici nu e adunare, ci este operație. Dar faptul că și asta e la a treia și ăsta e la a treia, am fi putut scrie, ăsta împărțit la ăsta, totul la a treia. Da. Deci am fi putut scrie 2 la a doua ori 5, da? Împărțit la 2 ori 5, totul la a treia. Și face ca răspuns 5 împărțit la 5 face 1, 2 la 2 împărțit la 2, ca și cum mai zice, cum se împart două puteri și copii bază scade cu părinții, sau zice 4 împărțit la 2, care face 2, deci toată le-a rămas 2 la 3, termina de chestie. Deci aș fi făcut mult mai repede eu. Da?
Hai să observăm. Am avut paftă cu vârsta la a treia și una și cealaltă. Și atunci am zis, ăsta în părțile astea, totul la a treia. Dacă ăsta era la a doua, nu mai aveam voie să fac chestia asta. Da? Deci aici am avut șansa asta și de ce am și eu gândit așa. Mai departe. 4. Da. La a doua, la a treia, în scară. 4 la a doua, la a treia. Împărțiți. Paranteză. Nu, fără paranteză. Da. Voi unde ți-a ajuns cu chestia asta? Adică cu... Unde sunteți ca... De exemplu, sunteți, ați trecut de comparare? Compararea două puteri? Sau... Da. Ciudat, pentru că noi am trecut mult mai departe și la test nu ne-a dat cu scară în scară. De... Și sincer, n-aș fi știut să le fac așa de bine. Da? Deci e... Și ai avut și tu test, da? Da, când am avut mai demult, da. Dar nu ne-a dat așa în scară. Deci 4 la 2 la 3. Nu, acum paranteză rotundă. Da. 4 la 2. Închidem paranteza, totul la 3. Așa. Ca să rezolvăm scara, facem 2 la 3. Dă-i 2 la 3, da. Da. Așa, și vine 4. Și 4 la 9. A 8-a, da. 4 la 8-a, da. Împărțit la... La 4. Nu, la 16 la 3. Pune 16 la 3. Lăsăm tot 4, că strigăm jocul. Da, cu 4. Așa, 4 la putere, al 2 la 3, adică 6, da? 4 la 6 și facem cât? 4 la... 4 la 8 minus 6, 2. 4 la 8 minus 6, 2. Terminat exercițiul. Deci, atenție, aici cel care a compus exercițiul a vrut să vadă. Una este 4 la 2 la 3 și alta e 4 la 2 tot la 3. Deci trebuie făcut 2 la 3 întâi și până 4 la 8, deci face 62 ori 3, cum se face o putere la altă putere. Da? Altceva? Punctul 2. Punctul 2, asta a fost punctul 1, da? Da. 2. X, da, determinați X. 243. Așa, determinați X-ul, da? Două puncte. 243. La puterea a șasea. Da. Ori 27 la puterea 12. Da. Împărțit la 81 la puterea 16. Da. Plus 2016 la puterea 0. Minus 1 la 2016. Egal. 1 la 2016. Egal cu 3 la x. 3 la puterea x. Echivalent. Aici știi, la egalități scrie echivalent, da? Corelăm încă o dată. Da. 24 pe 27. Da. Îl mai putem scrie ca 3 ori 9 și pe 81, 9 ori 9. Pe 27, 3 ori 9. 9. Și pe 81, 9 ori 9. Corect. Și la 24 nu umbli. Nu. Nu umblate. Lăsăm așa, da? Cum ai făcut? Pentru că nu este cineva la cineva să dea număr. Nu există? Ar exista, dar sunt numere mari. 243. Adică am vrut să fac pe 243 bară, doar că nu mai am. Și eu m-am gândit la asta. Hai să facem acum. 243, ca să putem să descompunem, da? Da. Prin? 3. Prin 3, nu pe ultima cifră, 3, ci pentru că suma cifrelor face un număr care se împarte exact la 3. Da. 2 și cu 4, 6 și cu 3, 9. 9 se împarte la 3. Da. Deci ăsta e motivul. Și acum, zicem, prin 3. 3 în 24. De 8 ori. 8 ori. 3 în 3, odată. Acum, 91, iar mergi prin 3. Că 8 și cu 1 face 9. Da? Iar prin 3. 3 în 8, de 2 ori. 6, adică... Rămâne restul un 2 și cu 1 care lipim, 21, 3 în 21 de 7 ori. Da. Iarăși prin 3, 3 în 27 de 9 ori, iar prin 3, 3 în 9 de 3 ori, iar prin 3, 3 în 3, o dată. Și terminat. Și acum de... 2, 4, 5. Deci 243, să spunem și noi că 243 este egal cu 3 la puterea a... La puterea a 5-a. Da? 2 la... Da.
3 la puterea a 5-a. Și acum o să spunem 3 la 5-a totul la 6-a. 3 la 5-a totul la 6-a. Ori 3 ori 7, 3 ori 9, totul la 12. 3 ori 9, hai să zicem 3 la 3-a. E 27, uite, 27 e 3 la 3-a. Ai zis tu bine 3 ori 9. Da. Dar pe 9 la rândul el, la el și 3 la 2-a. Și atunci vine 3 la 3-a. Da? Deci, ori 3 la... Mergem în baza 3, care e cea mai de jos, da? Cea mai... Da, da? 3 la A. 3 la 3-a. Totul la A 12-a. Așa, împărțit la 3 la 4. Așa, 3 la 4. Totul la 16. Plus. Aici putem face direct. Cât face? 2016 la 0. 1. 1 minus 1. Da. Că 1 la 2016 și tot 1. Da? 1 minus 1. 3 la puterea X. Echivalent cu. Echivalent. 3. Ar veni, cât vine 3 la 5 totul la 6? 3 la 5 ori 6. Așa. Deci 3 la puterea, ce se face de dată? 3 la 5 ori 6, 30. Ori 3 la puterea, 3 ori 2, 6, 36. 3 la 36. Împărțit la 3 la 4, ori 6, 4 ori 6, 2, 4, 4, scriem de reține, 4 ori 4, 5, 2, 64. 3 la 64. Plus 1 minus 1. Adică 1 minus 1 ce? 0. 0 mare 2, egal cu 3 la X. Echivalent cu? Adică? Adică 3 la 61. 3 la puterea. 3 la 66. 3 la 66. Împărțit la 3 la 64. Da? Cu 3 la X. Echivalent. Și acum 3 la 66 minus 64. Așa, 3 la 66 minus 64. E egal cu 3 la X. Și ce ar însemna echivalent? X egal cu 2. Da, că 3 la a doua egal cu 3 la X. Deci, de tot că X egal cu 2, iată că am făcut exercițiul foarte tare, foarte corect. Hai să mai privim la el un pic, care a fost... Așa ți-l da? Care a fost aici șmecheria? Faptul că acolo 243 s-a putut scrie 3 la A. Cât a 3 la 5 ani. Așa. Și că ne-am descompus pe 27 și 81. Și pe 27 și pe 81. Așa a fost secretul. Ca să ducem aceeași bază. Da? Tot jocul așa a fost. Mai departe. Punctul 3. Punctul 3. Aflați numărul natural N. Aflați N. 3 la n plus 2. 3 la n plus 2 la, la exponent sus, da? Da, da? 3 la n plus 2. Plus 3 la n plus 1. Așa. Minus 3 la n. Așa. 3 la n egal cu 99. Egal cu 99. Și acum, echivalent. 3 la n ori 3 la 2. Da. Plus 3 la n. Ori 3 la 2 minus 3 la n egal cu 99. 99, echivalent. Noi scoatem un factor comun pe 3 la n. Echivalent. 3 la n, pe lângă. 3 la 2. Da. Ori 3. Plus 3. Plus 3. 3 la 1, adică 3. Da. Minus 1. Minus 1. Egal cu 99. Echivalent 3 la n ori 3 la 2 cât faci? 9 și cu 3 12 minus 1, 11 deci ori 11 egal cu 99 9 cam făcut calculul da, da
egal cu 99. Și acum 3 la n. Da. Egal cu 99 împărțit la 11. Da. 3 la n egal cu 9. 3 la n egal cu 9. Și acum trebuie să vedem cum o scriem pe 9. 3 la n egal cu 3 la 2. Exact. Și n egal cu 2. N egal cu 2. Așa. Foarte frumos. Mă bucur. Așa, 4. Da. Comparați justificând rezultatul. Comparați justificând. Rezultat. Ia să vedem dacă am dat drumul la cameră, zic că am dat drumul, dar mai verific o dată, ca să fie sigur. Așa, e bun. Zi. 5 la 240. 5 la 240, cu vecinul său. Cu 3 la 320. 3 la 320, da? Da. Așa. Și acum, pe 240. Așa. Ar putem scrie ca 2. O să scriem pe 240. Nu am putea să-l împărțim la 2. Așa. La 2. Să facem descompunerea. A, da. Ia să facem descompunerea. Deci 240 prin 2. Ultima cifră e 0, da. Când e 0 o să apar prin 2. Deci prin 2. 2 în 2 o dată. 2 în 4 de 2 ori. Și 2 în 0 de 10. 0 ori. Iar 2. 2 în 12 de 6 ori. Și 2 în 0 de 0. 0 ori. Iar prin 2. 2 în 6 de 3 ori. 0 de 0 ori. Iar prin 2. O dată. Iar de 0 ori. Nu. O dată. O dată. Și zici 2 ori 1, 2. Da. Și rămâne un 1. Și coboră pe 0. 2 în 10. Da. 2 în 10. Da? 2 în 10 de 5 ori. Acum. Fiindcă ultima cifră e 5. Merge prin 5. 5 în 15 de 3 ori. Iar aici merge prin 3, că 3 în 3 odată și gata, am scris. Adică 240. 10 este, da. Cu 2 la 4. Da, ori. Ori 5 ori 3. Și atunci am avea scris așa. Hai, nu, să scriem și pe 320 să le descompunem și pe urmă îi vedem, îi scriem, da? 320 bară. Așa, merge prin 2. Da. 2 în 3 odată, 2 în 2 odată. Nu, 2 în 3 odată, rămâne un 1 și coborăm pe 2. 2 în 12. 6 ori. 6 ori și 0 ori. Aici nu sunteți atente. Da. Mai încerc o dată? Da. Deci 2 în 3 merge o dată. Și restul 1. Da. A, gata, m-am prins. Hai să facem împărțirea. Uite cum facem împărțirea. 320 împărțit la 2. Când faceți împărțirea obișnuit. Și zicem 2 în 3 o dată. 1 ori 2, 2. 3 din 2, 1. Și coborâm pe 2. 12. Noi facem acum, cum spun, în mintea noastră toată asta. Da? Și zicem, 2 în 3 odată, coborâm pe 1, rămâne restul 1, că zic 2 ori 1, 2, 12, 2 în 12 de 6 ori. Da? Și 2 în 0, deci face 160. Și acum, iar merge prin 2. Și 2 în 16 de 8 ori. 0. Deci 8 ori și gata. Că 2 ori fac 16, l-am completat. 2 în 0 de 0 ori.
iar vin 2, 2 în 8, de 4 ori, 4 de 8 și nu rămas în rest, deci 2 în 0, 0 ori, iar prin 2, 2 în 4 de 2 ori, 2 în 0, 0 ori. Nu rămâne nimic. Da. Iar prin 2, 2 în 2 odată, 0, iar prin 2, 2 în 10 de 5 ori, 5 și atât, da? Încât 320 se scrie ca fiind egal cu 2 la 6, 2 la 6 ori 5. Și acum? Și acum le scriem echivalent pe cei doi prieteni, cele două numere, unul în gatul, da? Le scriem pe cele două numere, 5, la puterea. La puterea. În loc de 240? 2 la 4. Așa, zicem 2 la 4. Ori 3 ori 5. 3 ori 5 sau 5 ori 3, n-are importanță. Și vecinul? 2 la 6 ori 5. Și acum? Acum căutăm să avem ce comun și colo și colo. 2 la 6 noi putem vedea ca fiind 2 la 4 ori 2 la 2. Da. Scriem așa, da? Deci hai să scriem, umblăm aici. Pe vecinul îl scriem încă o dată, 3 la puterea. La puterea 2 la 4, dar înțelegi ce 2 la 4, că am aici 2 la 4. Da. 2 la 4, ori 2 la 2 și ori 5, da? Da. Și acum punctăm comunii. 2 la 4 subliniem, 2 la 4 și într-o parte și în alta, și pe 5 care îl mai vedem și în partea aia și în partea cealaltă, da? Da. Și acum o să spunem, scriem încă o dată, echivalent cu 2 la, cu 5 la puterea, ce l-am punctat? 3, 5 la a 3-a, totul la ce-i comun, 2 la a 4-a ori 5. Atenție, deci șmechirii e foarte tare acum. Ne uităm cu atenție și scriem 5 la puterea, ce aici n-a fost subliniat. Deci ăsta nu l-am pe 3 nu l-am subliniat. Și am zis 5 la a 3-a, totul la 2 la a 4-a, ori 5. Că 2 la a 4-a, ori 5, îl găsesc și aici și din coace, da? 2 la a 4-a, ori 5. Iar vecinul său va fi scris așa. 3 la a 4, 3 la puterea, 2 la a 4-a și 5, îl scriem cum l-am scris aici, 2 la a 4-a și 5. 3 la puterea, cât ar veni? 3 la 4. 3 la 4, sigur că 3 la 4 totul la 2 la 4. 2 la 4 ori 5. Echivalent cu scrierea următoare. 5 la 3. Vedem cât face 5 la 3. Calculăm. 5 la 3. Cât ar veni? 5 ori 5 ori 5 de 3 ori. Ia vedeți cât face. 125. Deci ar veni 125 la puterea 2 la 4 ori 5. Și vecinul său, vecinul său este 81, da, la puterea 2 la 4 ori 5. La 2 la 4 ori 5. Ce observăm? Exponenții sunt egali. Unul are 2 la 4 ori 5 și celălalt are tot 2 la 4 ori 5. Da. Și acum e limpede că într-o astfel de situație bazele decid. Da, adică 125 la puterea 2. Da, deci 125 la puterea 2 la 4 ori 5 e mai mare decât 81 la 2 la 4 ori 5. Sau altfel spus, ăsta era de la primul, adică 5 la puterea 5 la puterea 240 e mai mare decât 3 la puterea 320. Da. Și cu asta exercițiul era complet. Hai să ne mai uităm aici, că a fost foarte tare chestia. Mi-a plăcut mult. Deci povestea era, nu să dai la întâmplare care e mai mare. Că dacă te uiți așa cu atenție, 5-ul e drept că e mai mare decât 3. Dar 240 exponentul e mai mic decât celălalt. Deci aici era în încurcătură.
De aceea, am umblat la 240. L-am descompus. Ca fiind 2 la 4 ori 5 ori 3. Am umblat și la 320. Și a fost 2 la 6 ori 5. Dar uitându-ne la cei doi exponenți, unul zice 2 la 4 ori 3 ori 5, celălalt 2 la 6. Dacă aș face și aici să fie tot 2 la 4, ce bine ar fi. Și atunci pe 2 la 6 l-am zis ca fiind 2 la 4 ori 2 la 2, da? Și ori 5 care era în continuare. Și acum am văzut ce este comun. Comun este 2 la 4, 2 la 4, 5 și 5. Și ce e necomun, am scris ca fiind 5 la a 3-a, ăsta de la încercuit, totul la ce comun, 2 la 4 ori 5, și din coace 3 la a câta n-am, l-am încercuit, 3 la a 4-a, că 2 la a 2-a face 4, 3 la a 4-a, totul la 2 la a 4-a ori 5. Și acum am aceeași exponent și cine va trimite mesajul, cine mai puternic? După calculul care îl facem, 5 la 3 face 125, bazele vor hotărâ. 125 celălalt va fi abia 81. Și 125 mai mare 81 și totul este rezolvat. Perfect rezolvat, da? Foarte tare chestiune. Aici mi-a plăcut mult de tot. Da? Cred că aici ai avut ceva greutăți. Nu? Da. Că era vorba... Era vorba să comparăm... Să vedem ce e comun. Și descompunerea, deci a fost șmecherii, nu joacă. Da? Deci a fost destul de tare. Mergem mai departe. 81. Tot aici? Da, da. Deci 81. 81, la puterea 10. Da. Cu vecinul său. 27, la puterea 13. Așa, echivalentul. Se cam vede cine e mai mare. Care după... 81 la 10. Da. 81 la... Pentru că nu contează dacă la exponent chiar sunt mai micuți cu 3 între ele. Eu aș zice să muncim un pic. Hai pe 81 cum să scriu? 3 la 4. 3 la 4. Deci vine 3 la 4. Totul la... A 10. Față de vecinul său. 3 la 3-a, totul la 13. 3 la 3-a, totul la 13. 3 la 40. Echivalent. Echivalent cu 3 la 40. Da. Față de vecinul său, 3 la 3 la 3, 9, 39. 39. Și v-a zis că... Da, 1, da. A, n-ai justificat. Uite ce justificați. Da. Abia aici. Da? Deci am avut șansă de a avut aceeași bază și tot a mers perfect. Da. A fost mai sigur ca altul. Da. Hai să recunoaște. Că am avut șansa să mă duc la aceeași bază. Da. De când dincolo, după ce am muncit, tot n-am avut aceeași bază. Una a fost, iată, 125, 5 la 3 și cealaltă 3 la 4. Dar am avut aceeași exponent. Dar după muncă. Multă muncă. Da? Altceva. Acum tot. Așa. Determinați ultima cifră. Ultima cifră. Determinați ultima cifră. A. A. Adică... A numărului. A cu A s-a notat numărul, nu? Ultima cifră a unităților. Da. A. Da? Ultima cifră, când zice A în paranteză U, A unități. A unităților. Da. Ultima cifră, A unităților. A egal cu 8 la 52. 8 la 52. Plus 6 la 41. Da. Plus 3 la 84. Minus 9 la 53. Minus 9 la 53. Wow! Ai urât? A fost random. Aveți o idee? Da. Cum să facem? Mai să scriem pe 8 la 4 ori 3.
4 ori 3, da? De, da. Ce, de ce ai zis 4 ori 3? Păi, că putem să scriem și pe... Nu. Nu 4 ori 3. 2 la 3. 2 la 3. Așa, da. Deci 2 la a 3-a, totul la 52, plus... 2 ori 3. A, nu ne place. 2 ori 3 acolo, rămâi și 2 și rămâi și 3. Lasă-l așa. 6 la... 6 la... 41, 4. Da? 6 la 41. Plus... plus 3 la 84 rămâne așa. Da. E, da? 3 la 84. Minus... minus... nu, 3 la 2. 3 la 2, totul la 53. 3 la a doua, totul la 53. Și egal mai departe cu, ia să vedem ce obținem. Putem face 2 ori 3 ori 2, 6, 3 ori 5, 556. Deci vine adică 3, 2 la 156, 2 la 156. 6 la 41. 6 la 41, da. Plus 3 la 84. Da. Minus 3 la 2 ori 3, 6, 2 ori 3, deci 106. 3 la 106. Minus 3 la 3, 106, da? Da. 3 la 106. 106, da? Și acum ce să facem? Am făcut chestia asta. Să nu-mi puneți, mă puneți să fac 2 la 156, că fug în păduri. Adică să fac așa ceva. Nu am. Sau 3206 ori. Am mai făcut noi. 2 la 156 dă un număr foarte mare. Noi, pe noi ne interesează de ultima cifră. 2... 4K plus... Da, 2. A, așa. 1, 2, 3. Am făcut chestia aceea, da? 2 la 4K. 2 la 4K, parcă este egal cu un număr lung care are ultima cifră 6. 6. Așa ai făcut? Am făcut-o, parcă. Da, da. Așa. 6, da? 2 la puterea 4K plus 1 e de parcă ar fi 2 la 1 care are 2 la 1 e 2. 2. 2 la puterea 4K plus 2 este un număr lung, așa punem bară deasupra, știți cum am zis, da? Este un număr lung care are ultima cifră cât? Da, și cum ar fi 2 la 2? 4. Așa. 2 la puterea 4K plus 3. 4K plus 3 este un număr lung. Așa 2 la 8. 2 la 3, ca și cum ar fi, deci ultima cifră este 8. Iată că am încheiat din 4 în 4 se repetă. Deci, repetăm. 2 la 4K, da. Deci când e multiplul din 4. Da. Ce înseamnă multiplul din 4? Să fie 4, 8, 12. Da? Adică nu mai repare din 2 în 2. Nu, 2 în 2, din 4 în 4. Da. Da, din 4 în 4. 4, 8, 12. 4, da. 8, 12, 16. Este și pare ele în același timp, dar din 4 în 4. Când la împărțirea la 4 ne dă restul 0, deci când ne dă restul 0, noi va trebui să împărțim la 4. De ce motiv? Că după câți pași se repetă asta? Se repetă după 4 pași. Și atunci va trebui să împărțim numărul la 4, adică pe cine? Pe 156 să-l împărțim la 4. Da. Da? Și să vedem dacă ce rest ne dă. Când ne dă restul 0, adică dacă împărțirea s-a făcut exact, înseamnă că ultima cifră e 6. Dacă restul ne dă 2, pardon, 1 la împărțirii, restul va fi 1, înseamnă că ultima cifră este 2. Dacă restul împărțirii la 4 ne va da 2, înseamnă că ultima cifră este 4. Dacă restul împărțirii la 4 va fi 3, înseamnă că ultima cifră este 8. Deci de aceea vom trebui să împărțim la 4, da? Concret. Și împarte 156 la 4. Ia să zicem, 156 împărțit la 4 egal cu 4 în 15 3. De 3 ori. 3 ori 4, 12. 3, coborăm pe 6, 4 în 36 de 9 ori. 9 ori 4, 36.
Da? Și nu mai dă rest nimic. Deci, acum voi spune. 156, zic așa, 156 este egal cu 4 ori 39. 4 ori 39 plus restul. Care rest? Ce rest mai dat? Plus 0. Plus 0. Și atunci când dă restul 0, ultima cifră este 6. Deci va fi egal aici, voi continua, egal mai departe, la numărul meu A, acela care am avut. Va fi egal cu... Va fi egal cu cine? Cu număr lung de cifre și cu ultima cifră va fi 6. Și pun bară deasupra. Deci am lămurit-o cu 2 la 156. Acum trebuie să mă ocup de 6 să-i fac. Să văd după câți pași se repetă 6. Ia să vedem. 6 la 1-a cât face? 6 la 1-a egal cu 6. 6 la 2-a? 6. Tot 6. 6 la 3-a? Înmulțesc 6 la 2 fac 36, nu? Și când fac 6 la 3-a, înseamnă că 36 ori 6. Așa va veni. De 6 la 3 este egal cu 36 ori 6. Dar la mulțire, pe noi nu ne interesează tot rezultatul, ci numai 6 ori 6 la cifre. 6 ori 6 egal cu 36. Deci egal cu un număr mai lung și ultima cifră este 6. Concluzia este că nu se mai nu mai tot timpul 6 la orice putere e totdeauna 6. Da? 6 la orice putere e totdeauna 6. Păi atunci 6 la 41 cât va fi? 6 la 41 va fi un număr lung care arată, deci vine plus un număr lung care are ultima cifră 6 și bară deasupra. Să facem cu 3 la 84. E, la 3 la 84 ar trebui să muncim. Din experiența care o avem, parcă tot din 4 la 4 se repetă. De aceea, tot la... Trebuie să vedem când facem 3 la puterea... Hai să vedem că facem 3 la a 1-a. 3 la a 1-a este 3. 3 la a 1-a este 3, da? 3 la a 2-a este 9. 3 la a 3-a 7. 27, da? Dar pe noi 7 ne interesează. 3 la a 4-a înseamnă mulțim 7 ori 3, 21, da? Deci este un număr lung și ultima cifră este 1. Gata, acum 3 la 5-a cât va face? 3 la 5-a va face, ca și cum aș mulți pe 1 cu 3, va fi 3, da? 3 la a 6-a va face, cât ultima cifră? 9. 9, nu? Că vine 3 ori 3. 3 la a 7-a va fi un număr care va fi 9 ori 3, 7. 9 ori 3, 2, 7, 7. Deci, 3 la a 8-a va fi un număr lung care are 7 ori 3 cu 1 terminat la sfârșit. Observăm când e la a 4-a e 1, când e la a 8-a tot 1, deci concluzia ar fi că 3 la puterea 4K, când e multiplul de 4, 3 la 4K, are, e vorba de un număr lung de cifre, iar la sfârșit este 1. Deci 3 la 4K este, are ultima cifră 1. 3 la 4K plus 3 la 4K plus 1 ultima cifră este 3. Ultima cifră este 3. 3 la 4K plus 2 este un număr în care ultima cifră este 7. 3 la 7 sau 9? 9. 9 este. Da? 3 la 4K plus 3 este un număr lung în care ultima cifră este 7. Care este concluzia? Că 3 la multipli de... Când e multiplul de 4, deci împărțim tot la 4 și când, se dă la, când la restul este 0 la împărțire, atunci ultima cifră este... Cât am zis? Este 1, da? Când restul dă 1, ultima cifră e 3. Când restul la împărțirea la 4 dă 2,
ultima cifră e 9. Când restul împărțit la 4 de 3, ultima cifră este 7. Deci suntem obligați să împărțim pe 84 la cât să-l împărțim. Pe 84 să-l împărțim la 4 și zicem 84 împărțit la 4 egal cu 21, văd. 21, da? Încât 84 va fi egal, 84 este egal cu 4 ori 21. 4 ori 21. 4 ori 21 plus restul cât? S-a împărțit exact. Plus 0. Și atunci? Ultima cifră va fi 1. Deci va fi un număr lung plus ultima cifră. Deci va fi un număr pur, ultima cifră 1. Minus. Și pe 106 îl împărțim și pe el la 4. Deci 106 îl împărțim la 4. Și face cât? De 2 ori 4, 8. 2. 26. Merge de 6. 6 ori 4, 24. Și restul este 2. Adică 106, scriem așa, 106 este egal cu împărțitorul oricâtul, 4 ori 26, plus restul 2. Și atunci când restul este 2, observăm că atunci când restul este 2, ultima cifră este 9. Deci minus un număr lung, ultima cifră este 9. Și facem 6 plus 6, 12, ultima cifră. Deci va fi un număr lung în care la unități vom avea 6 plus 6, 12 și cu 1, 13, minus 9, 4, da? 13 scăzut 9, egal 4. Ultima cifră este 4. Deci cifra unităților, numărului A, cifra unităților numărului A este 4. Deci ADU, da? ADU este egal cu 4. ADU e egal cu 4 și iată rezultatul corect făcut și aici. ADU e egal cu 4. Hai să mai vedem o dată în ce a constat ieșitul ăsta, care a fost, în ce a constat Cristina frumusețea lui. Hai să le luăm la început. A egal cu 8 la 52. Da. Când ar trebui să găsim 4K, adică să ne dăm seama ce să facem. Care sunt pașii, da? Pe 8 l-am scris ca 2 la 3, așa e bază scurcat, 2 la 3, totul la 52 și a zis că este în final 2 la 156. Da. În loc de 6 la 41 n-am avut ce face cu 6. Da, și nici la 3 la 84. Doar 3 la 84 rămâne așa. Am avut la 9 la 53, pentru că pe 9 putem scrie ca fiind 3 la 2, tot la 53. Corect. Deci observăm foarte clar că am reușit să-l aducem pe A în varianta 2 la 156 plus 6 la 41 plus 3 la 84 minus 3 la 106. Și acum? Deci nu e mai ușor pentru că am aflat că trebuie să facem de 4 în 4 pași. Da. Deci 2 la o putere, 2 la o putere înseamnă o lungime din 4 în 4 pași se repetă. Da. Și de aceea trebuie pe 156 să-l împărțim la 4. 4. Și unul nu l-am mai împărțit, da, că tot timpul ultima cifră este 6. Pe 84 iar l-am împărțit la 4 din aceeași motiv. Și pe 106 la fel. Da. Din cauza că la atât la 2 cât și la 3, nu, din 4 în 4 pași se repetă ultima cifră de acolo. În final, odată spuse aceste lucruri, înseamnă că 2 la 86 e număr lung, ultima cifră 6, pentru că la împărțirea la 4, la 156, am găsit că merge de câte ori restul, parcă cât a fost acolo, la 4 l-am împărțit. S-a împărțit exact. Da. Da? 156 s-a împărțit exact și atunci multiplu de e cu restul 0 și ultima cifră atunci când e multiplu de 4, ultima cifră este 6. Bun. La fel 6 la 41 e 6, 3 la 84 este iarăși ușor de văzut că 84 se împarte la 4 și face restul 0. În concluzie, am constatat că cifra unităților este 4 a numărului acesta, da? Bun. Mai ai ceva? Da. Un punct. Încă un punct. Să schimbați banii. Da? S-a făcut dus timpul, da?
acela e dificil ca să închei cu subiectul ăsta. Hai să închei, poate. Poate ne încadrăm. Și după aceea când trec la Cristina, schimb. Te rog. Dovedit că... Punctul 6. De 6. Dovediți că A egal cu 3 la 40. A egal cu 3 la puterea 40. Plus 2 la 41. Da. Este pătrat perfect. 3 la 40 plus 3 la 41 egal pătrat perfect. Pătrat perfect. Îl luăm de parte și zicem a egal cu, te rog să mă ajuți. 3 la 40. Da. Plus 3 la 40. Plus 3 la... Ori? 3 la 1. 3 la 1, da. Așa bine, nu? Că e 41. Da. Și egal mai departe, ce putem face? Scoatem pe... 3 la 40, factor comun. Pe lângă. 1 plus 3 și face 3 la 40 ori 4 ori 4, ai zis bine. Și egal cu 3 la 40 ori, în loc de 4 zic 2 la 2. E bine? Și acum în loc de 4 zic, eu zic 2 ori 20, deci egal cu 3 la puterea 2 ori 20 plus 2 la a doua. Da. Și egal mai departe 3 cu... 3 la a doua, totul la 20. Invers, 3 la 20. 20. Totul la a doua. La a doua plus 2 la a doua. Și acum a egal cu... Ori 2 la a doua. A. Ori 2 la a doua, da? Yeah. Și vin la a doua fiecare, 3 la 20 ori 2, totul la a doua. Să-ți mai te ești. Da? B egal cu... Mai e și B. Și ce? Deci să zicem, hai. Deci a fost A mic, B mic, da? B egal cu 6 ori 3, 3 la 10-a. 6 ori 3 la 10-a. 6 ori 3 la 10-a. Plus 3 la 11. Este cub perfect. Să arătăm că este egal cu perfect. Adică să fie totul la a treia, nu? Da. Egal cu, să gândim mai aici. La ce e și cub și pătrat perfect, nu? Poftim, dacă? La ce e și cub și pătrat perfect. Probabil, la ce și fie și cub. Este pătrat perfect. Nu a pătrat perfect. Așa, 3 la 11 umblăm și bine, va fi egal cu... Deci B1 va fi egal cu 6 ori 3 la 10 plus, cât ai spus? Plus 3 la 10. 10 ori? Ori 3 la 1. 3 la 1. Și egal mai departe cu? Să scoatem un factor comun de 3 la 10. 3 la 10. 3 la 10 pe lângă 6 plus 3. Da. Și egal cu 3 la 10. Ori 9. Ori 9. Ori 9. Ca să zici și 3 la 2. Da. Și egal cu 3 la puterea a 12. Care se mai poate scrie cu? A 3 la 4, totul la 3. Da, da, da. 3 la 4, totul la 3. Că 3 la 4, fac 12. Și gata, l-ai realizat cu perfect. Ai terminat cu el. Așa. Ce? Ce egal cu 5 la 20, da, plus 5 la 40, da, nu este pătrat perfect. Să arătăm că asta nu este pătrat perfect. Asta că nu este pătrat perfect. Păi pe 5 la 40 îl putem scrie ca 5 la 20 ori 5 la 20. Perfect, așa zicem. Deci egal cu, C-ul va fi egal cu 5 la 20 plus 5 la 20 ori 5 la 20. Corect. Și C egal cu 5 la 20
pe lângă, putem scoate factor comun, 5 la 20, da? Da. 5 la 20 pe lângă 1 plus, plus 5 la 20. Egal cu 5 la 20. 5 la 20, n-am ce să zic aici, dar pe primul îl pot scrie așa, 5 la 20. Păi, eu am făcut acolo, în prima, 5 la 20 ori 5 la 20, 5. Da, continuați. Da. Da. Deci vin 5 la 20. 5 la... Și ăsta 5 la 20 plus 1 sunt numere consecutive. Da. Că ăsta e un rezultat și ăsta e același lucru plus 1. Da. Ca și cum aș spune 3 ori 4. 3 ori 4 este pătrat perfect? Nu. Da. Dar 7 ori 8. Nici ăsta. Ca să fie consecutive, să fie pătrat perfect, n-am nicio șansă, da, niciodată. Da. Pentru că ar trebui să fie egale ele. Atunci aș fi avut, da? Dar așa sunt numere consecutive. Da. Da? Deci este un produs, în paranteză scriu, nu este pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Deoarece avem un produs de două numere consecutive. Da? Deoarece avem un produs de două numere consecutive. Deci iar nu-i pătrat perfect. Și cu asta am făcut testul, l-am văzut. Asta e tema care ți-a luat-o, nu? Da. Bun. Frumos, frumos testul, mi-a plăcut. Foarte interesant. Da? Deci un test minunat. Vedem acum și tema pentru acasă ale Cristina. Cristina, te rog să... Se dau numerele. Deci, 28. Se dau... Prin exercițiu. Numere. 28. 35, 49, 120, 1294, da. 2373. Hai să fac eu, să scriu, să am uitat de camere. Am zis că ce fișierul tău.